Vă salut, dragii mei, sunt Cristian, iar în acest video tutorial am plăcerea să vă prezint un subiect foarte interesant pentru mulți dintre noi. Cum ne monetizăm banii din această platformă, din platforma GigWest. O să ne logăm într-un cont, Sandu Florentina, am acceptul persoanei respective. O să mergem la resurse, pentru că aici vom vedea exact care sunt banii ei. Și după cum vedem în fractal bonus, ea are 4.158 de euro. Ca să putem să retragem bonusul din fractal, va trebui să reinvestim 50% într-un contract existent de ECN-uri, ECN-uri fiind titlurile de proprietate, iar restul de 50% să îi retragem în portofelul nostru de Ghost Wallet, aici. Da? Aici vom vedea. Iar de aici îi putem retrage pe contul bancar sau îi putem vinde unui partener de afaceri cu platforma GigoS și ne poate trimite banii pe contul bancar. Așadar, vom merge în resurse și am spus ca să putem să scoatem acești bani, va trebui să reinvestim 50%. Cum facem acest lucru? Mergem în secțiunea fractal, round 2, my order. Aici vom găsi contractele noastre, da? Orderele noastre, contractele existente deja. Și atunci selectăm un contract existent. Se pare că Sandu Florentin are 4 contracte. O să intrăm pe primul. Și din 369 de ECN-uri, noi vom stabili de aici câte ECN-uri vom dori. Vă readuc aminte, trebuie să reinvestim 50% din acei 4.158. Și atunci vom reinvesti undeva la 31 de ECN-uri. Asta înseamnă 2.011 euro din cei 4.158. Îi dăm Purchase. Nu voi alege Ghost Coin pentru că nu vreau să plătesc cu Ghost din balanță, ci să aleg Exchange for Bonuses, adică să plătesc cu bonusurile respective. Merg mai jos și aici voi da 2011,28. Voi da click pe această săgeată. Da? Iată, suma este ok. Dăm click pe Exchange Bonuses. Exchange has been successfully processed. Îi dăm Close. Da? S-au cumpărat încă 31 de ECN-uri cu suma de 2011,28 de euro. Vom merge la resurse și vom vedea că mai avem disponibil 2146 bani pe care îi vom retrage. Dăm Exchange Bonuses. Vom da Use My Ghost Wallet. Vom trece aici 1898. Dăm Submit Request. Da? Se va crea o egalitate și vom primi 37,96 de Ghost Coin. Vom alege această secțiune, da? Pentru că este mai ieftină. Select. Da? Vedeți, putem până la 2011,88. Să cerem și limita este 2012. Deci vom trece 2011,88. Îi dăm click pe săgeată. S-a îngălbenit acest buton. Dăm click pe Exchange. Close, ne-a rămas 134 în balanță, bineînțeles. Și dacă verificăm Ghost Wallet-ul, iată cei 37,96 de Ghost Coin pe care îi avem în Ghost Wallet. Da? Aici avem și tranzacția respectivă, da? Plus 37,96 în 21 martie. Ok? Din acest moment, acești 37,96, Sandu Florentina îi va putea retrage pe cardul ei sau îi va putea vinde unui partener de afaceri care are nevoie să investească într-un alt contract, iar acea persoană îi va trimite banii pe contul bancar personal.